Salut, prieteni! Suntem la cutia lui Tete. Tete și eu vă ofer această emisiune de aici, de pe canapea lui Tete. Hai să mă pun pe fotoliu, de ce nu? Fotoliu am zis, nu lângă fotoliu, acum. Și mulți ați răspuns galben, verde, roz, etc. A scris, da? Hai să vedem unde se află Cheliosul care a venit în pielea goală la România au talent, dar fără chitară îl căutăm. Deci hai să le luăm pe rând, a spune eu, nu? Sau pe rând. Ok, intrăm în cutia portocalie, da? N-ați ghicit dacă ați scris cutia portocalie. Îmi pare rău, data viitoare. Hai să vedem cutia galbenă. Nici cei care au scris cutia galbenă nu ați ghicit. Hai să vedem verde, 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 în verde au fost multe. Hai să vedem, nici cei care au scris în cutia verde nu ați ghicit. Succes data viitoare. Ei, ieși. Hai să căutăm albastră. Cei care au spus albastră, nici... Da, ești nebun. Deci fiți atenți, cei care ați răspuns albastră, ați răspuns corect. Uitați chitara Cheliosului care a venit în pielea goală la România au talent. Chitara este jos, nu mai este în fața lui ca să-și ascundă. Înțelegeți? Ce să vă spun? Uitați-l de la spate. Acesta este Cheliosul de la spate. Iar hai să-l vedem și de la față. Și acum pregătiți-vă să vedem ce se ascunde după chitara acestui om. Hai să coborăm în jos. Oh, vedem un 8. La ce v-ați așteptat, perversilor? Vedem un 8 pentru că astăzi este 8 martie, este ziua femeilor, fetelor, și așa că urăm din partea mea un la mulți ani tuturor femeilor, fetelor, și telefonul meu nu mai are baterie, și aș ruga și voi să scrieți în comentariu la mulți ani fetelor. Și ați crezut că se ascunde altceva? Bă, dar ce pervers sunteți, bă! Deci, ăsta a fost un special așa de 8 martie. A fost o mică farsă așa, pentru că voi mulți ați intrat pentru că credeați că veți vedea ceva. Acesta a fost episodul de astăzi. Ne vedem în episodul următor, TT Show, cutia lui TT, cu alte idei, cu alte nebunii. Eu v-am pupat și numai bine. Trebuie să avem grijă de acum de studio, să nu mai luăm foc și tra bla bla. Mulțumesc pentru toți abonații mei, mulțumesc pentru like-uri și vă mulțumesc că mă urmăriți. Ciao!